Să rămâne bună ziua! Avem plăcerea cu doamna Șișman de la Societatea Confort Sta din Călăraș. Doamna Șișman, ce expertiză aveți în lucrări de construcții și cu ce ocazie aici pe șantierul societății dumneavoastră? Sunt salariata Societății Confort Sta de 42 de ani. Am lucrat numai în cadrul serviciilor tehnici și fac parte din echipa de organizare și coordonare tehnică și relațiile beneficiar-proiectant și cu cei din șantier legat de investiția bloc 15A+B din amplasament din strada Dombravei numărul 2 bis, Călăraș, cu destinația de construire de ansamblu de locuințe sociale pentru beneficiari din primăria municipiului Călăraș. Doamna Șișman, v-am văzut aici aproape zilnic, în fiecare zi. Nu veniți întâmplător? Nu. Punem de comun acord absolut tot ce se întâmplă legat și legislativ, legat de calitatea lucrărilor, de urmărirea proiectului. Este datoria mea să fiu prezent aici ca să știu absolut dacă se întâmplă ceva legat de eventuale modificări și adaptări ale proiectului în funcție de situația din teren. Sunt lucrările în stadiu? Sunt lucrările în stadiu, conform graficului de execuție. Lucrarea este finanțată de primăria municipiului Călăraș. Sunt făcute plățile la timp? Sunt probleme? Sunt făcute la timp, dar mai avem nevoie de susținere financiară din partea primăriei. Ce ar însemna, doamna Șișman, această susținere? Și dacă nu s-ar da, ce înseamnă? În jur de 450 până în 500 de mii de lei cu TVA, ca să fie stadiu fizic de contact integral până la sfârșitul anului. Suntem organizați și pentru perioada de timp riguros, colaborăm cu Centrul Meteorologic Dobrogea pentru toate influențele meteorologice asupra lucrărilor de construcții. Suntem pregătiți, avem aeroterme industriale. Da, am înțeles că această lucrare va fi dată în folosință la sfârșitul anului următor. Da, așa este prevăzut și în contractul de începere a lucrărilor, termenul de finalizare 31 decembrie 2018, dar noi încercăm să ne mobilizăm mai mult dacă suntem ajutați financiar, susținuți financiar de primăria municipiului Călăraș pentru realizarea într-un termen ca să nu intrăm în mijlocul iernii cu lucrările nefinalizate. Vă mulțumesc, doamnă, pentru interviu și vă doresc spor la muncă în continuare. Mulțumesc și vă mai așteptăm să ne urmăriți, să vedeți că ne încadrăm în termen de fapt.